Bună ziua! Se aude ceva? Aha. Bună ziua! Deci, eu mă numesc Andrei Tonica, sunt președintele formațiunii politice Mișcarea Profesioniștilor Speranța. Deci, suntem înregistrați deja în cursă electorală, la funcție de consilieri municipali și astăzi vreau să vă informez că astăzi, la ora 12, în incinta judecătorie sectorului Râșcani, va avea loc deja se va citi hotărârea judecătorului privind înregistrarea în calitatea medie în candidat la funcție de primar general sau refuzul totuși, așa cum a decis cecul să refuz. Eu sunt sigur că trebuie să câștig această judecată, dar în același timp un mesaj primarul general Ion Ciban, știu că foarte tare s-a străduit din tot din adinsul ca membrii comisiei de nivelul 2 de la primărie să facă tot posibil ca eu să nu fiu înregistrat și să nu particip în această campanie, deoarece știi foarte bine că dacă eu să particip, am ce povesti foarte multe lucruri. În decurs de 4 ani, cât am avut funcție de primar a satului Condrița, suburbia Chișinăului, foarte multe lucruri am aflat și am văzut, de fapt, cu ochii mei, ce se face și cum se face în primărie și mai mult ca atât, ce oameni îl înconjoară pe primarul general și ce echipă el își formează și cu cine vrea să schimbe, să facă schimbările astea care el se propune și chiar la nivel național ca alternativă să fie. De ce eu vreau să vă informez că eu sunt sigur că voi participa în campania asta, deja particip și voi participa. Cecul va fi nevoit și obligat să mă înregistreze astăzi la ora 12, de, cum v-am spus, deja trebuie să fie citită în hotărâre judecății. De ce eu vreau să vă spun că eu voi participa, doar că un moment foarte important. Din toți candidații astăzi care participă, mi s-a părut o leacă, pur și simplu, campania o leacă, cam se vorbește majoritatea cazurilor doar de probleme așa, nu chiar importante. Da, cuiva îi place trotuarele, cuiva nu îi place, alte momente, chestii de infrastructură. Credeți-mă, eu ca primar înțeleg foarte bine că orice lucrare care noi facem necesită timp, resurse financiare, totul se face, totul se rezolvă dacă vrei. Doar că este o mare problemă. Problema primarului Ion Ciban este aceea că pe el îl înconjoară oameni foarte, foarte dubioși. Și astăzi eu voi spune concret cine sunt în spatele primarului general, cu toate că se vehiculează în ultimul timp. Inclusiv și partidul de guvernare accentuează că primarul general este proiectul FSB-ului, că este a rușilor și așa mai departe. Vreau să vă informez că nu este chiar așa. Cei care discută cu rușii, asta este un foarte, știți, foarte puțin spus, deoarece ceea ce am văzut eu cu ochii mei și ce am înțeles, cea mai mare problemă este că cea mai mare problemă este că în spatele lui Ion Ciban stă direct persoana cu numele Sergei Iralov, care este persoana din credere a lui Vladimir Plăhătniuc. Astăzi practic toți au uitat despre ei, nimeni nu vorbește. Tot tantamul se face doar că șor, rușii, șor și așa mai departe. Dar că vreau să vă spun că Ivan Vasilievich Ciban este proiectul al lui Plăhătniuc concret și omul care îl ghidează pe domnul Ion Ciban este Iralov Sergei. Toți cunosc că Plăhătniuc, când a fugit, când a plecat, de fapt, el nu a fugit, el a plecat în America. Încă o persoană care cu el a plecat, puțin cunosc, este anume Sergei Iralov. Ambii au ajuns în America și, cu părere de rău, a stat aproape un an de zile în Miami, după ce americanii au spus că trebuie să plece, ca să nu fie probleme, inclusiv și la noi în țară, să discuta. Că de ce oamenii se întrebau de ce totuși Plăhătniucul a ajuns în America, în Miami? Și nimeni nu se pune întrebarea cum, adică americanii l-au primit. Până la urmă l-au convins, i-au făcut drum, Plăhătniucul a ajuns unde a ajuns, prin Cipru. Dar vreau să vă spun un moment, totuși curatorul direct al lui
domnul Ion Ciban a rămas în America și până în ziua de astăzi Sergei Ralov este protejat inclusiv și de instituțiile de forță Statele Unite ale Americii. Și el trăiește acolo, bine, mersi, liniștit. Mai mult că atât se ocupă direct de proiectul ăsta al lui Ion Ciban. Man, nu de mult Ion Ciban a avut întâlnire cu el, a fost în America. Și vreau să vă spun așa, că mă lansez în campanie electorală cu scopul concret de a, și sloganul este eliberăm primăria de mafie. Asta e cea mai mare problemă. Noi trebuie să eliberăm primăria de mafie. Da, chestii, trotuare, infrastructură, probleme au fost și a să fie. Și atâta timp cât primăria este condusă de exponența mafiei, așa cum sunt ei și exponența Partidului Democrat, primăria e plină cu exponența Partidului Democrat, primăria e plină cu oameni concreți al lui Ralov, așa cum este și primarul general de fapt. Și cât nu am luptat noi împotriva la ceea că se face ceva corect, frumos, să cheltuie mai mulți bani sau mai puțin, vreau să vă spun că noi, și anume Mișcarea Profesioniștilor Speranța, eu ca lider acestei formațiuni, voi lupta anume și în această campanie electorală pentru cei ca să, cu sloganul, eliberăm primăria de mafie. Astăzi eu vreau să vă demonstrez și să vă aduc argumente și chiar așa ca un fel de denunț chiar în cazul că domnul primar general Ion Ciban este partenerul mafiei țigărilor și drogurilor. Și acum concret o să vă spun care sunt persoanele din care face parte el ca parteneriat și care din ele și cu ce se ocupă. Concret vreau să vă spun că deci, vedeți aici cel puțin trei fotografii concrete persoanelor care Ion Ciban în parteneriat cu ei se ocupă cu diferite combinații urâte. Foarte. De ce vreau să vă spun concret, de exemplu, vedeți jos fabrica fotografii din fabrica de țigări, deci alături de el este o fotografie, este Mihail Răilean, așa îi spune lui Zobar, așa este alias Zobar. Deci această persoană este de fapt responsabilul fabricilor de țigări care se fac, care se produc țigările în Europa. Vreau să atrageți atenția, mulți zic că de ce are, nu cred că poate să lucreze că atâta timp cât pasul la putere. Oamenii ăștia nu fac contrabandă de țigări din Moldova în Europa. Oamenii ăștia au altă schemă. Ei construiesc fabricile în Europa, lucrează vă câteva luni și pe urmă, în modul loc, în altă parte, construiesc alte fabrici. Vreau să vă spun că anume Mihail Răilean, alias Zobar, este deja condamnat în Belgia la 7 ani de zile, este în căutare generală în România, dar de fapt stă bine mersi în Moldova, trăiește în Moldova, în casă de milioane și ne este ghirit îmi prin oraș, nimeni nu-i face nimic, are protecție de la procuratură, cineva tare mare are interes, nici nu-l extradează din țară atâta timp cât știu că este căutat și în România, dar în același timp vă spun că este deja și condamnat în Belgia la 7 ani de zile. Această persoană este responsabilă, de fapt, tot ce înseamnă funcționarea fabricilor, producerea fabricilor, adică producerea țigărilor. Următoarea persoană este Sergiu Capșa, familia Capșa. Deci Sergiu Capșa este ca responsabil în primul rând pentru logistica fabrice, pentru racolarea lucrătorilor la fabrică. Tot este o persoană din lumea criminală care este deja persoana, cum v-am spus, responsabilă tot în acest cerc de concret domenii concrete. Și acum, cel mai important lucru pe care eu pe viitor vreau să vă atrag atenție, este persoana din ultima persoană care este Perciun Vitalie. Acest personaj, eu nenumărate ori l-am văzut personal în primărie. Este persoana care e de legătură directă cu primarul general Ion Ciban.
Da, primarul general Ion Ciban n-a salvat de nimeni, nici cu Mihail Răilean, nici cu Capșa, eu personal nu l-am văzut. Dar anume cu această persoană, Perciun Vitali, această persoană este persoana de legătură și partenerul de bază al lui Ion Ciban. Și vreau să vă spun că această persoană este tot un membru a grupării criminale, o grupare criminală. Este condamnat, a fost judecat și condamnat pentru bani falși, dosar penal pentru bani falși, a fost deja condamnat pentru aceasta. Sunt investigații diferite făcute referitor la ceea că el este implicat și în diferite și viol de minori, este la Procuratura Generală, sunt careva proceduri judiciare. Deci vreau să vă spun că anume Perciun Vitali este persoana care de fapt se fac combinațiile împreună cu Ion Ciban. Ați vă puneți întrebarea, dar cum poate primar general să aibă legături cu așa un om cum este Perciun Vitali, dacă este condamnat? Acum chiar Pirol are în instanță de judecată și procurorii cer 15 ani pentru Perciun, pentru dilapidări de peste 11 milioane. Chiar acum la moment. Deci eu vreau să... Nu de mult au stat închis în pușcărie și a fost eliberat. Cum poate primarul general să aibă legătură cu așa o persoană dubioasă? Vreau să vă spun că aici primarul general Ion Ciban, fostul primar general, acum e degrevat, deci este în legătură cu el și l-au legalizat. A legalizat cel puțin intrarea lui Perciun, care eu cu ochii mei personal am văzut cum vine la dumnealui și așa mai departe. Vă dați seama, eu ca primar am avut foarte multe întâlniri și discuții împreună cu primarul general, am văzut cu cine el se vede, cu cine vorbește, cine este pe lângă el. Vreau să vă spun că anume Perciun Vitali, primarul general a făcut așa, în gândul lui, foarte, foarte bine cu el și poate liber să întâlnească chiar în cinta primăriei. Știți de ce? Deci e că Perciun Vitali este președintele Asociației Patronale a Dezvoltatorilor Imobiliari. Adică vă dați seama, oficial este președintele Asociației Patronale a Dezvoltatorilor Imobiliari, rezultă că el reprezintă interesele la toți cei care construiesc în orașul și în municipiul Chișinău. Aici deja sunt alte scheme împreună cu primarul general care le face și vă spun ce, cu ajutorul acestei persoane, inclusiv se face tot posibil ca agenții economici care construiesc să aibă persoana care de legătură între primarul general și Iaca Perciun să rezolve întrebările lor anume cu autorizații de construcție, de dare în exploatare a imobililor. Vreau să vă duc aminte, până ajunge domnul primar general în funcție, dacă țineți minte, când era consilier municipal, el ce făcea? Îmblau și stădeau, dădeau jos gardurile, nu dădeau voie la construcțiile, spuneau că peste tot sunt construcții de astea neautorizate, nelegale și așa mai departe. Vreau să vă spun că anume, după ce a luat mandatul domn primar general și a ajuns în funcție, deja a fost în această schemă, inclusiv și cu scoaterea banilor de la agenții economici. Din tâi creez probleme, dar pe urmă le rezolvi totul, deja da pe oamenii tăi îndepuși. De fapt, această asociație patronală a dezvoltatorilor imobiliari, credeți-mă că este un instrument al lui primar general, și este de fapt și el lucrează totul numai pentru el, doar că Perciun Vitali este persoana care are tupeu și îmblă și poate vorbi cu mai mulți agenți economici și se impui practic să achite careva sume de bani ca să nu aibă probleme cu construcțiile care le se fac în municipiul Chișinău. Pe viitor și în tot decursul toate campaniei, eu vă voi aduce mai multe argumente, probe, diferite cazuri unde este implicat și această persoană, Perciun Vitali, inclusiv cu primarul general, cum au făcut schemele și cum merg schemele. Deci să ai așa parteneri care sunt implicați
Inclusiv vreau să vă spun că Perciun Vitali este cu metru cu domnul Mihail, care este Raileanu familia, și alias Zobar. Deci este cu metru și este strânsă legătură de rudenie cu aceste persoane și vă dați seama, toate combinațiile care le fac ei, inclusiv și imobiliare în Chișinău cu primarul general, cu agenții economici, care vă spun că o să aduc dovedi pe viitor. Deci, clar că sunt bani mulți cash și au posibilitatea să investească în lucruri de este așa urâte, cum este inclusiv și construcția fabricilor în Europa pentru producerea țigărilor. În același timp vreau să vă spun că sunt investigații care au fost demonstrat că au fost trafic de droguri, acești oameni s-au ocupat și cu asta, părere de rău. Dar vreau să vă spun clar că este legătură strânsă dintre Perciun, Cacumetru, cu Mihail Raileanu Zobar. Deci, mie îmi pare foarte rău să constat, mulți zic, da, tu ești primar de suburbie, municipiul Chișinău, până la urmă, cum așa se primește, de ce n-ai spus-o până acum și așa mai departe. Vreau să vă spun că eu sunt convins deja că este legătură directă cu, anume cu Perciun, Ion Ciban are legătură directă cu Perciun, și cu această persoană, ei împreună, pun multe, multe scheme, inclusiv și v-am spus și cu referitor la imobile. Sunt locuri care pe viitor îți le arăt concret, care construcții și așa mai departe. Deci, de fapt, vreau să vă spun că cea mai mare problemă la noi în municipiul Chișinău este exponenții mafiei, care v-am spus de unde vin, să nu uitați de unde vine Ion Ciban. Ion Ciban a fost luat din Partidul Comuniștilor, anume de Eralov scos și de Plahotniuc, a ajuns în Partidul Socialiștilor. După ce din Partidul Socialiștilor au avut probleme cu, inclusiv și cu Plahotniuc, lupta care țineți minte, și cu locul video ăsta și așa mai departe, lupta asta între dânșii a președintelui fost o țării, Igor Dodon, Plahotniuc a decis să-l scoată pe Ion Ciban deja și din componența fracțiunii partidului PSRM. Și a făcut un partid nou, o mișcare care trebuia să fie doar mișcare, dar până la urmă este partid politic. Deci, și deja l-a făcut președintea formațiunii date și vreau să vă spun că practic majoritatea membrilor acestui partid sunt exponenți a fostului Partid Democrat, oameni direct al lui Ralov, al lui Plahotniuc și bine mersi lucrează și vreau să vă spun că îmi pare rău că până în prezent văd că este o conlucrare sau nimeni nimic nu nicio problemă nu vede în asta că mulți democrați s-au văzut în echipa aceasta și fac diferite combinații împotriva dezvoltării municipiului Chișinău. Chiar unica, vedeți, totul se face cum vrea el, cum el s-a gândit, așa face, inclusiv și chiar și ultima care am arătat eu referitor la o întreprindere municipală, care el vrea pur și simplu să o distrugă, luându-i imobilul de bază, care de fapt este și la balansa întreprinderii municipale și de fapt încă și este adresa juridică acolo. Deci Ion Ciban clar este exponentul a mafiei. Eu vreau ca în această campanie să aduc argumente și vreau să vă spun că dacă toți au uitat de Plahotniuc și de Iralov, eu o să fac tot posibilul că în această campanie electorală să le aduc aminte și probe de unde au venit și de unde este, de fapt, a cui este om Ion Ciban. De ce vreau să vă spun că în toată campania eu mai mult mă voi axa pe cea mai mare problemă, corupția în cadrul primăriei și lupta mea va fi, deci de aceea și ești sloganul, eliberăm primărie de mafie. Concret, vreau să vă spun că eu sunt sigur deja
că aceste persoane sunt legate cu Iralov, cum v-am spus, Plahotniuc și personal Ion Ceban, așa de tare i-a plăcut cum lucrează șeful lui, cum s-a creat a lui, știți cum spunem, ca păpușarul, s-a creat a lui scheme, oameni și așa mai departe, că nu l-a Plahotniuc personal și semna să o face lucrurile astea. El avea oameni, fix așa, și Ion Ceban s-a învățat de la stăpânul său și fix așa își creează deja caracatița lui, cum el iubește zic, caracatița galbenă, mă, el adunță caracatița verde, fix așa se creează și el caracatița lui și oameni de lui interpuși se ocupă cu diferite momente nu prea bune. Și în cazul de față, astăzi vreau să vă încă o dată să accentuiesc, persoana de legătură a domnului primar general este Perciun Vitalie. Perciun Vitalie, care de fapt, așa se gândesc ei că este o persoană legalizată și poate intra liber, adică are posibilitatea să intre liber prin primărie, scrie cereri, diferite demersuri, ca președinte a asociației patronale dezvoltatorilor imobiliare. Deci, pe viitor, campania mea, pe asta mă voi axa, așa cum mă țineți minte, am luptat tot timpul împotriva fără de legilor, nu am de gând mult să atrag atenție referitor la trotuare, infrastructură și așa mai departe. Eu voi intra în această campanie totul altfel. Restul candidați cum doresc. Dacă vor să vorbească despre trotuare și cred că asta e cea mai mare problemă, n-au decât să o facă. Eu mi-am ales strategia cu totul altfel. Da. Mulțumesc mult. Dacă aveți ceva întrebări, eu pot să vă răspund. Da, eu v-am spus, da, eu vă spun încă o dată, da, Perciun Vitalie este anume persoana responsabilă care se ocupă cu chestiile inclusiv și cu fabrica de țigări, fabricile de țigări din Europa. Cum vă spun, că deja Raelian Zobar este condamnat în Belgia și una din fabrici a fost deja închisă și așa mai departe. Perciun este persoana directă care are legătură cu primarul general și primarul general direct niciodată n-a să implice în lucrurile astea anume așa, doar cu Perciun, prin el se fac toate mișcările. Perciun este persoana de legătură și inclusiv și cu imobilele, inclusiv și cu fabrica de țigări. Asta e. Ce interes? Ce bani? Ce interes? Financiar. Vă dați seama câți bani se învârt în producerea. Înțelegeți care e chestia? Orice politician este numit, este ales 4 ani. Nu au timp ei să joace mult. Și când este bani cash, făcute din diferite scheme, inclusiv și imobiliare, de a-și torca bani de la agenții economici care le spun probleme la construcție și pe urmă se rezolvă tot aceleași probleme, deja trebuie de undeva de investit bani. Dar banii trebuie investit așa ca repede să aducă supravenituri. Și credeți-mă că anume businessul este ilegal cu producerea țigărilor, aduce supravenituri foarte repede și chiar este convenabil să lucreze fabrica construită și pornită linia în Europa, e convenabil să lucreze 3-4 luni și deja se scot de 3 ori, 4 ori mai mulți bani. De exemplu, dacă se investește 1 milion, în 3-4 luni mai venit curat încă 3-4 milioane. Și este clar că, în primul rând, interesul financiar. Asta e. Înseamnă că vă mulțumesc dacă nu aveți întrebări. Încă o dată vă spun că sunt candidat o funcție de primar general al Mișcării Profesioniștilor Speranța, cu insignă Stop Genocid. În același timp îndemn pe toți locuitorii municipiului Chișinău care susțin poziția mea că nu cea mai mare problemă este trotuarele, chestii, infrastructură, dar este anume că mafia care s-a perindat în primăria municipiului Chișinău și anume exponenții lui Plahotniuc și exponenții lui Iralov, direct, atunci vreau să vă rog să susțineți echipa de consiliere mea, pe mine ca candidat în funcție de primar general și să votați Stop Genocid, insigna noastră electorală este Stop Genocid. Suntem penultimii pe un buletin de vot, insigna Stop Genocid și Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nădejde. Vă mulțumesc mult!